Ciolacu îl amenință public pe directorul Poștei Române că îl demite dacă, Doamne ferește, pensiile nu ajung la destinație. Să rezolve, prin urmare, rapid greva poștașilor, care va să zică directorul trebuie să fie mânat în lupta cu revendicările greviștilor, nu de grija pentru salariile lor, nu de grija pentru bugetul statului și pentru pensionari, ci de spaima că va fi dat afară. Atitudinea premierului Ciolacu face parte din programul Mită pentru Națiune, adevăratul program de guvernare al coaliției. Nici nu s-a terminat bine primul trimestru al anului electoral și deja Ciolacu a împărțit măriri de lefuri în stânga și în dreapta. Va continua la fel până după alegeri. Apoi, nota de plată o va achita, bineînțeles, întreg poporul. În schimb, când e vorba de numiri și candidaturi strigătoare la tavan, PSDNL n-are nicio apăsare. Exemple de ultimă oră, frizerul cu facultate absolvită la 32 de ani, plantat ca staroste al jocurilor de noroc, sau candidatura cercetatului penal Dumitrescu Lamborghini la președinția CJ Prahova. Atât PSD-ilor, cât și PNL-ilor, li se fâlfâie de incompetența și imoralitatea promovate prin astfel de gesturi, căci știu că alegătorii lor votează cu buzunarul și burta, nu cu priceperea și morala. Asemenea și ai lui Piedone, care se nutresc cu impresia că dacă domn primar înfulecă la televizor prin piețe și șantiere produse tradiționale, o să le dea și lor niscai ciosvârte gratis. Presa mare din Europa și America îl beștelește pe Iohannis pentru demersul tardiv, deplasat și de unul singur spre înalta funcție de secretar general NATO. Explicația acestei încercări, pe cât de lipsită de șanse, pe atât de arogantă, stă într-o frază pe care domnul președinte mi-a spus-o când încă nu era președinte. Eu m-am impus ca șef peste tot pe unde m-am dus. Care va să zică dacă a condus penibil până la grotesc România, va ști să armonizeze 32 de state NATO de puteri cât se poate de diferite. Domnul Iohannis nu conștientizează că la NATO nu concurează cu Ponta sau Dăncilă. 28 de state membre îl susțin declarat pe Mark Rutte, iar Iohannis a ajuns să se agațe de Ungaria și Turcia, satrapilor Orban și Erdogan, care nici ele nu-l vor pe el, vor doar să-și vândă votul cât mai scump. Cruciada cu pantalonii în vine a mutului de la Cotroceni umple România nu de faimă, ci de ridicol internațional. Mor cu zile prin spitale femei gravide, copii și oameni tineri, pentru că există destui medici incompetenți și nepăsători care confundă vezica biliară cu uterul, în ciuda salariilor considerabile și șpăgilor pe care le încasează. Nu zic să li se scadă salariile, dar cei răspunzători pentru aceste omoruri necalificate ar trebui să înfunde pușcăria. Până acum n-am văzut niciunul după gratii. Potrivit sondajului realizat de organizația Tinerii Votează, AUR e pe primul loc cu 16% în intenția de vot a tinerilor între 18 și 35 de ani pentru Parlamentul României. Șoș, partidul Șoșochina, e pe locul 4 cu 5%. Rezultatul nu e nici de cum bombă, cum îl prezintă presa. E firesc. Tinerii aceștia sunt progeniturile educației naționale, ai catastrofelor repetate an de an la testele PISA.
la simulările naționale și bacalaureat, ai facultăților prăvălit de diplome creștino-ecologice și de drept, ai injuriilor, ignoranței, bullying-ului, violenței, violurilor, drogurilor, asasinatelor în continuă creștere printre elevi și studenți. Sunt tinerii generației TikTok. Mulți dintre ei trăiesc din banii părinților și după ce trec de 30 de ani. Viitor de aur, țara noastră are.